Ilie Cioară, gândirea repetitivă și gândirea constructivă. Cât timp sinele s-agită, funcționăm defectuos, căci consumă energia fără de niciun folos. Ba mai mult, prin tulburare, sănătatea e afectată de mintea ce se repetă ca structură posedată. Egoul, ca o maimuță care imită, mimează, tot ce vede și aude, repetând, se șablonează și pe sine pune preț socotit, drept, somitate, hidoșenia strivindu-l prin a lui debilitate. Prin posesiva gândire și crezuri înșelătoare, el susține lucruri mari cu aplomb și îngânfare, că-i un divin sus în cer, că-i rai cu răsplătire și că-i diavol și un iad pentru dreapta ispășire. Că există în lume sacrul manifestat prin iubire și la fel contrariul său urmărit prin pedepsire. Toate zvorbe goale rostite prin repetare de mintea mecanizată urmărind a ei grandoare. Educația greșită a făcut din noi roboți, într-o veșnică derută conturând aceleași sorți. În continuu frământați de o viață neînțeleasă, răspundem deficitar încurcați de-a noastră plasă. Vedem oare toate astea printr-o simplă fulgerare? Sau încă ne repetăm orbiți de-a noastră înșelare? Rămâneți la simplitate, doar privire integrală. Astfel mintea, ființa întreagă, află liniștea totală. Aici clipa de răscruce, absorbirea în infinit, unde noua ipostază, noi iubire am devenit. Starea de conștiință pură, o perfectă îngemânare, faptic, ființa unitară prin clipe înnoitoare. De acum, sacru se exprimă folosind altă gândire, structurată pe real, nemijlocită întâlnire. În contact cu adevărul, exprimarea e concretă, prin vorbe cât mai precise, cum dă vederea directă. O asemenea gândire este practic constructivă. Ea preschimbă tot ce-i vechi prin puterea ei activă. Căci ce-i nou, direct văzut, are această calitate de a destrăma amăgiri prin imagini conservate. Un om nou ia zămislește, moral, etic diferit, de insul repetitiv, egocentric, ipocrit. Călăuzit de iubire, prin el lumea progresează, fiindcă-i flacără ce arde, curăță și înnobilează.